alergi. Nu, până la o chestie. Înțelegeți ce vă spun? I-am spus și la domnul Ciac, mie chiar am fost foarte încântat cu cum aș reacționa azi din punct de vedere juridic. Ok? Da. Deci problema este că dacă facem acțiuni și ne cunoaștem, o să facem o echipă frumoasă. Da. Știi că poți să iei pe aici, pe la dreapta? Da. Să păcălești, dar faci dreapta, că dacă nu știi, ți-a rugă și ieși mai repede, să păcălim toată nebunea asta, deci. Da, ok, și ieși în secția 3 de poliție. Da, după secție, da. Și pe ăla și da. Acolo. Da, știți cum, mie, dacă sunt într-o echipă și eu, într-o zi, nu muncesc în echipa aia, mie rușine în ziua aia să scot data viitoare când mă văd cu oameni, mie rușine să vorbesc cu oamenii aia, că n-am participat într-o zi. Dar alții văd că... Pe aici, dreapta, scuze-mă. Dreapta? Alții văd că n-au... Da, alții, dar n-au scrupule. N-au nicio treabă, măi, frate. E doar la bască. Nu răspund la telefon. Stângă acolo. Nu răspund pur și simplu la... E sensul, deci poți să baci. A zis bine, fac o ciorbă, îi dau... Păi da, așa a zis, că trebuie să fac și o de mâncare, o ciorbă. Dar frate, nevastă mea ce face? Adică are, nu știu, trebuie să-ți găsești măcar în perioada asta niște soluții. Mănânci sandwich-uri din puii mei. Nu, domnule, dacă vrea mai mult, trebuie să facă ciorba aia noaptea. Că fiimea așa face. Exact, așa trebuie, să faci niște supraeforturi. O echei sorin. Deci, da. Uși, băi. Nu te faci. Mă, mi-am luat pantalonul scurs, că nu mai puteam, m-am fiert, am ajuns acasă. Sărăc. După dușul ăla am simțit că respir, nu mai îmi respira corpul de transpirație. Sorin, da. dacă erai soldat la mine și făcea așa, a văzut cum eram transpirat după, că nu vezi asta de partid, oaia grea și cu bocanci în picioare și să fii obligat să ții și pasca aia o luăm pe aici? Da. Da, știu, nu e ușor la jandarmerie. Sorin, și știți ce făcea ai dracu? Șoferi? Că zicea, băi, executau ordinul comandantului și nu dădea nici aer condiționat. Uh-huh. Mă punea să îmbrac aia și pe urmă, eu ce făceam? Dacă eram rechin, mă uitam pe fișa, pe foaia de parcurs. Erați ca friptura în sub propriu. Da. Da. Mai bun gust. Dar când semna foaia de parcurs, o semna cu aparatul de aer condiționat funcționat. Da. Eu știu ce înseamnă foaia de parcurs. Și vor ziceam la șofer, bă, vrei să-ți dau doi pumni în cap? Mai cop 3 ore în mașină, nu mi-ai dat aer condiționat și motorinea unde morții mătii să duci? Păi da. Adică la jandar. Da. Și de aceea era chestia aia. Păi, știți ce a făcut? Ne-am dus să vă luăm, apoi a căzut 30 de lei la un pețin. Era plac. Am jurat, am strigat după el, domnul, să-i dau bani. Aia, ci că pe noi lua prăjitura, aveam și noi ceva. Ce mentalitate. Luci, am crezut că tu ai Duster, mă. Păi nu, asta e mașina de serviciu. Ce mașină? Asta e mașina de serviciu. Ah, aia că eu mă uitam, bă, cine mă, parcă era Duster, mă uitam după Duster. Ah, nu, ai... Unde? Dreapta? La municipal. A, la municipal, vrei? Da, pe aici. Azi e bine, dacă dăm ce îngrozare aici. Păi da, știți, haideți să vă spun o chestie sinceră. Având de vedere că nu o să vină foarte multă lume, mergem, dăm ce avem. Noi am bifat că avem, pentru că să fiți siguri, după alegeri, toate persoanele care se implică, cum este dumneavoastră, domnul Bădești, cum e Lucian, cum e domnul Mareș, persoanele astea, eu o să țin morțiș să fie răsplătite cumva. Că nu se pune problema, nu se poate așa. Unii nu muncesc mai deloc și vor să fie consilieri locali și directori pe nu știu unde, și aia care muncesc, mumă. Nu e așa. Ce le-am zis la ăia, la mine se adevărește ce le-am spus când am plecat în rezervă. Eu le-am spus că o să mă duc să-i verific din partea societății civile.